8 unități de învățământ din județul Călăraș au participat la etapa județeană a concursului cercurilor tehnico-aplicative ale elevilor Prietenii Pompierilor, ediția 2019. Concursul s-a desfășurat miercuri 29 mai în incinta Complexului Sportiv Municipal din Călăraș. În Complexul Sportiv Municipal Călăraș are loc o competiție de tradiție organizată de Inspectorat pentru Situații de Urgență Barbu-Știrbele al județului Călăraș, în cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Călăraș pentru premiile pe care le acordăm câștigătorilor. Este, vă spuneam, o competiție de tradiție, probele sunt deja bine cunoscute, cele două probe sunt pista cu obstacole și ștafeta. Copiii sunt de la an la an din ce în ce mai bine pregătiți. În acest an participă 8 școli, 8 unități școlare din județul Călăraș și, desigur, cei mai buni vor câștiga. Toată lumea trece în ordinea numerelor de pe tricou, toate probele până la cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bun, veți pleca de la start toți odată. Nu mai așteptăm unul să ajungă acolo, ca doiul să plece de aici împreună cu ceilalți. Plecăm complet, că așa e scris și la regulament, așa mi se pare normal, nu mai pierdem timpul ăsta. Cronometru merge. Cronometru oricum mergea și nu vreau să pierdem timpul ăsta degeaba. Deci 1, 2, 3, 4, 5, că vorbim de cei care ajung primii la ținte, plecați toți unul după celălalt, da? Bun, până aici? Bun, toată lumea pleacă de la start, sărim groapa. Trecem bârna peste, nu prin stânga, nu prin dreapta și am ajuns acum, vorbesc cu 2, 3, 4 și 5. Unul se amplasează la mijloc, între ținte sau mai în spate să nu-l ude colegii, da, și îi supraveghează. Concurentul numărul 2 parcurge toată proba, ajunge la găleata stingător din partea stângă, ia țeava de refulare și umple ținta cu apă, da? Concurentul numărul 3 este la găleata stingător, colegul concurentul numărul 2. Se poate da statul. Cele 8 echipaje au susținut o probă teoretică care a constat în rezolvarea unui test de tip grilă cu 10 întrebări, fiecare dintre ele având câte 3 rezolvări enumerate, dintre care una era reală și 2 eronate. Prima probă practică, pista cu obstacole, a vizat parcurgerea a 4 tronsoane cu obstacole, activitate ce are menirea de a testa abilitățile de intervenție ale celor 9 concurenți care formează echipa. Cea de-a doua probă, ștafeta de 400 de metri cu obstacole, s-a desfășurat pe 2 culoare. Concurenții fiecărui echipaj trebuiau să treacă fie de un obstacol, fie să alerge o lungime de tronson. La finalul celor 3 probe de concurs au fost stabiliți câștigătorii. Locul întâi la faza județeană ediția 2019 a fost câștigat de școala gimnazială Nicolae Titulescu din municipiul Călăraș. Pe locul al doilea s-a clasat școala cu clasele 1-8 din comuna Dichiseni, pe locul 3, școala gimnazială Mihai Viteazu din municipiul Călăraș, iar premiul Fair Play a fost acordat școlii gimnaziale cu clasele 1-8 din comuna Ștefan Vodă.